Continuăm cu alte subiecte. Comportamentul agresiv al minorelor, care acum două zile au bătut și înjunghiat o femeie din Germănești-Elenești, este rezultatul unei perioade îndelungate în care acestea au fost ignorate și abuzate. De această părere este avocatul poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Specialiștii spun de asemenea că țara noastră are nevoie de mai multe instrumente de prevenire a acestor cazuri, dar și de reeducarea adolescenților aflați în situații de risc. Una dintre adolescente locuia în casa comunitară pentru copii în situație de risc de aproape 2 ani. Fata învăța la un liceu din capitală, iar după ore adesea nu se mai întorcea la centru. Șefa Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului spune că adolescente avea un comportament agresiv, inclusiv față de cele 11 minore care locuiau în casa comunitară. Minora de fiecare dată foarte des abandona acest centru fără ca să comunice specialiștilor din centru. De fiecare dată noi am întreprins toate măsurile, imediat a fost sesizată poliția și ea era anunțată în căutare. Respectiv, după ce era identificată, era dusă în centru, putea să stea o zi, două, iar să abandoneze serviciul nostru. Ea avea un comportament așa mai delicvent, un comportament mai deviant. Cele două fete care au săvârșit crima sunt prietene. Anterior, ele au fost implicate în mai multe cazuri de bătaie, iar imaginele au fost distribuite în mediul online. Un incident care a șocat opinia publică s-a produs la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut. Una dintre fete a bătut cu bestialitate o tânără din Streșeni, iar în data de 30 iunie, adolescentele au bătut cu cruzime o altă fată de 17 ani din Anenii Noi. Referitor la cea de-a doua minoră care au participat împreună la această crimă, deci noi suntem acum în colaborare cu organele poliției. În cazul în care se va stabili că familia din care vine această minoră mai sunt copii care pot fi într-o situație de risc, noi pentru a preveni această situație, deci o să luăm la evidență. Motivele care pot face pe minor să comită o infracțiune sunt diverse, spun psihologii, însă intervenția părinților trebuie să fie promptă atunci când observă schimbări de comportament. Ele deja este foarte mare probabilitatea deja să nu mai poată avea o viață de calitate, indiferent că se spune că o să meargă la o pușcărie, deja că e clar că aici este evident acest lucru, dar care este viitorul? Care este impactul față de ceilalți copii? Pentru că dacă prin orașe încă relativ lucrurile stau un pic mai bine, în sate lucrurile stau foarte prost. Am încercat să aflăm de la Ministerul Protecției Sociale și de la Inspectoratul General al Poliției despre acțiunile de control și de prevenire a unor astfel de tragedii, precum și despre acțiunile de protecție a minorilor. Însă, deocamdată, responsabilii de la cele două instituții nu au răspuns la întrebările reporterului Moldova 1. Totuși, cu o reacție a venit avocatul poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Potrivit lui, comportamentul antisocial este rezultatul unei lungi perioade în care copilul a fost supus abuzurilor și neglijării. Astfel, ombudsmanul copilului spune că urmează să fie aplicate soluții pentru prevenirea unor astfel de comportamente prin identificarea timpurie a copiilor aflați în situație de risc, prin sprijinul familiilor cu copii, dar și oferirea serviciilor de calitate pentru copiii cu comportament antisocial, atât sub vârsta răspunderii penale, cât și a celor care au împlinit 14 ani. Potrivit datelor oficiale, anul trecut peste 1000 de minori au fost implicați în diverse fără de legi, fiind comise peste 700 de infracțiuni. Legislația Republicii Moldova prevede răspundere pentru copiii de la 14 ani în cazul celor deosebit de grave. Răspunderea administrativă și penală există de la 16 ani. Amintim că tragedia a avut loc vineri, 22 septembrie. Potrivit poliției, suspectele se aflau la victima acasă, iar la un moment dat ar fi intrat într-un conflict cu stăpâna. Cearta ar fi degenerat în bătaie, iar cele două adolescente ar fi înjunghiat femeia, după care au acoperit-o cu o plapumă și au fugit. Ele au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciarul de la Rusca. Suspectele riscă până la 10 ani de închisoare.